Cum ai zis, Roberte, că numai ce? Numai brazilieni nu suntem. De ce? Păi n-ai văzut? N-ai văzut? Când ne prinde regele, descălecăm și acasă. A fost mai bun etapa asta, acum a fost mai bun. Bun, hai că venim imediat și discutăm, da? Că e clar că primul subiect ăsta va fi. Dar vreau să vă spun ceva. M-am uitat cu atenție la meciuri, da? Vă spun sincer că am început să râd când am văzut primul 11 al Rapidului. Am început să râd, pur și simplu, adică am început să râd ironic, bineînțeles, da? E că mi se pare că Bogdan Lobonț, cu tot respectul, da, pentru cariera lui de jucător, a făcut toate greșelile care puteau fi făcute la acest meci. Nimeni nu poate să înțeleagă cum a folosit cuplul de fundași centrali Cristea și Grigore, da? Deci cuplul de fundași centrali în premieră la Rapid, cu Grigore care joacă primului meci în acest campionat pentru Rapid, este titularizat cu Cristea, nici măcar cu Săpunaru, da? Împotriva celui mai bun atacant din România, da? Luis Munteanu. Adică mi se pare parfum rău de tot. Cred că a gândit-o mult Lobonț. Nu știu, l-o fi învățat asta la Covercen. Așa. După aia, tu ai nevoie să câștigi, tu ai nevoie să faci puncte, să plinzi primele trei sau cine știe, primele patru, dar primele trei ca să fii sigur de cupele europene. E, iarăși un aspect în mod sigur analizat și învățat și însușit de la Coverciano, da, de Bogdan Lobonț, da? Bine, cred că n-a fost chiar Coverciano, cred că a făcut Coverciano pe la las fierbinți, dacă mă întrebați pe mine la cum a arătat echipa Rapidului, în fine. Deci tu joci cu trei mijlocași defensivi, tu trebuie să câștigi meciul de la Constanța, că ai un obiectiv, da? Așa. Și tu joci cu Hasani, care tot defensiv este, joci cu Oaidă și joci cu Iacob, da? Iacob, care știe, cum să spun, e brazilianul de la mijloc, care știe, pac, driblează, scoate oameni, pase și așa mai departe. Deci, bă, fraților, deci n-am înțeles nimica din ce a făcut Lobonț. Ori este presiunea și nu mai știe nici el ce să mai facă, ori e bine să lase locul de antrenor principal și să se concentreze pe ce face foarte bine, pe meseria de portar, că a fost, scuzați-mi expresia, muci la tavă, da? În meciul de ieri. Deci eu n-am văzut echipă făcută mai prost, eu n-am văzut schimbări făcute mai prost, eu n-am văzut un jucător care să-și îmbrâncească antrenorul în fața unui stadion și a unei românii întregi în fața camerelor de vedere, Craznicii care îl îmbrâncește pe Lobonț, da? Plus că n-am mai înțeles un lucru cu Săpunaru. O să discutăm aici, e o mare enigmă. Bun, să zicem că ales să nu folosești pe Săpunaru, da? Bravo, domnul Lobonț, personalitate, mă rog, ales să-l folosești pe Grigore, da? Contra lui Luis Munteanu, care, repet, n-a jucat anul ăsta, da? Da. Mă rog, ai o idee de geniu, ești genial puțin, da? Așa, bun. Ești genial, dar ai luat 3, dar puteai să iei 7. Bun, dar nu înțeleg un lucru. De ce îl ții pe Săpunaru tot meciul pe bancă, creând niște tensiuni și niște semne de întrebare uriașe în sânul opiniei publice și a fanilor rapidiști? Deci, avem așa, unul la mână. Dacă Săpunaru era accidentat, deși nu cred, nu-l mai pui pe bancă. Nu-l mai ții pe bancă, că n-are sens să-l ții pe bancă, ca lumea să se uită la el și să zică, dom'le, dar de ce nu-l bagă? Da? Nu mai vorbesc că nici măcar n-a clarificat. Lucrurile nu s-au clarificat. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu Săpunaru. Greșesc eu, Robert? Că nu, nici după meci n-am văzut nimic. Nu. Așa, doi la mână. Deci să zicem că e accidentat. Păi dacă e accidentat, Săpunaru, mai înțeles, așa, așa, nu-l mai ții pe bancă pentru că n-are cu ce să te ajute Săpunaru. Fiindcă nu sunt decât multe semne de întrebare și teoria conspirației acum că n-a jucat Săpunaru. Îl ții frumos, îl trimiți în tribună și îl filmează camerele frumos în tribună. Nu, lași acasă să facă tratament. Da, sau lași acasă să facă tratament. Deci să zicem că l-ai luat pentru echipă, să zicem, că vrei moral, că nu știu ce. Doi la mână. Deci eu nu cred povestea asta cu accidentatul. Vorba lui Robert. Ori îl lași acasă, ori îl ții, dacă ai vrut să le vezi, doamne, pentru moralul echipei, da? Cum să spun, nu-l ții pe bancă acolo ca să dai naștere la întrebări. Sau, varianta 2, nu e accidentat Săpunaru și atunci nimeni nu mai înțelege nimica când în prima repriză Faru are 10 ocazii, tu de ce nu apelezi la Săpunaru atunci totuși? Da, când vezi că ești depășit complet, îl ții pe Săpunaru tot meciul, da? Inflamezi spiritele. Dacă Săpunaru n-a fost accidentat, poate îl inflamezi și pe Săpunaru îngrozitor. Și ce ai rezolvat? Absolut nimic. Ai mai dat naștere la încă un puseu de scandal la Rapid. Deci, repet, domnul Lobonț a făcut toate greșelile posibile. El e un băiat simpatic, aia, dar eu îi sugerez să rămână să antreneze portarii, că o face foarte, foarte bine. N-are alonje și niciun caz n-are anvergură să fie antrenor principal la Rapid. Acum, nu vă supărați, spune, faceți voi o comparație și o mudică cu Lobonț. Și ca discurs.
Da? Nu vreau să intru aici, că nu vreau să ajung să jignesc pe nimeni, da? Și ca discurs, da? Știi, vedeți foarte bine, mai, eu l-aș lua pe Șumudică antrenor doar pentru că vorbește bine, măcar atât. M-ați înțeles? Bun, cam asta este situația. O să disecăm tot, dar nu înainte de a ura la mulți ani domnului Șucu, e ziua lui, face 61 de ani. Îi urăm cu toții sănătate, să aibă rezultate mai bune, să vină și soarele pe strada rapidistă, ca să spun așa, multă sănătate, așa cum vreau să-i urez la mulți ani și lui Gigi Becali, că a fost Sfântul Gheorghe, la fel să fie sănătos, așa, să bage milioane multe în FCSB și să facă o echipă de Champions League, așa cum ne-a promis la toți. La mulți ani amândorora, pentru că chiar merită, sunt doi oameni, fiecare cu stilul său, dar doi oameni care merită respectul nostru, pentru că investesc o grămadă de bani în fotbal, iar noi ne bucurăm de fotbal. Indiferent dacă îi placem sau nu, sau indiferent dacă sunt, nu știu, mai simpatici sau mai puțin simpatici. La mulți ani, să fiți sănătoși și v-am zis, rămâneți în fotbal, băgați bani ca să avem ce vorbi.